În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragă Soră Maria, dragi părinți, dragi frați, sfinți invitați, slăviți să fie Domnul. Am stat acum și mi-am adus aminte și eu de majoratul meu. Mi-am adus aminte de altceva. Eu în generală și în liceu n-am avut prieteni creștini. Am terminat aici în Cluj și nu am avut chiar că cunoșteam despre Domnul. Mai mergeam duminică de duminică la catedrală, la biserică și foarte rar la oasa Domnului. N-am avut niciun prieten creștin. Și atunci majoratele la care am fost invitat am fost de colegii mei și m-am dus cu ei câteva ori. Dar uimirea mea a fost atunci când am descoperit o lume paralelă. Și lumea asta paralelă a fost când în anul de facultate am început să iau în serios viața, credința și m-am alăturat oasei Domnului. Și am fost la primul meu majorat într-un cadru ca așa acesta. Și dintr-o dată pentru mine a fost o altă lume. Nu intru în detalii cum erau majoratele la colegii mei, pentru că am aduce altă umbră asupra lumii. Dar când am văzut cu totul și cu totul altceva. Așa vreo 200 tineri erau adunați pe tânărul la biserica de acolo, cu cântare, cu predici, mă rog, asta e extraordinar. Așa ceva nu mi-am putut imagina. Că se poate petrece o majorată. Și a fost uimire atât de mare și am zis, mie asta îmi place. Și mare lucru să ai șansa asta, dar nu o doresc. La cei care v-ați născut într-un cadru și acesta, slăviți să fie Domnul. Dar e mare șansa asta să poți compara două lumi. Lumea fără Dumnezeu și lumea în care se străduie să trăiască cu Dumnezeu, cu Tatăl Ceresc, cu Tatăl Cel Bun. Și eu mă bucur pentru fiecare dintre voi care ați avut șansa asta, eu n-am avut-o. Dar mulțumesc Dumnezeu că pot să vă exprim și să îl laud pe Domnul pentru astfel de clipe. Când așa cum putem noi, cum știm noi, încercăm să ne bucurăm. Și eu o zi minunată. Am un cuvânt pentru voi din Vechiul Testament. Vezi, Biblia este foarte utilă. Are multe răspunsuri și pentru omul modern de astăzi. Ar zice unii că e o carte învechită. Când am venit la oasea Domnului, am rămas uimit să văd că în ziua de astăzi mai sunt tineri care citesc în Biblie. Mi se prea că e de depășit de multă cartea asta. Și când am descoperit că sunt nu 8, 2, 3, sute, chiar mii, a fost uimire. Și uimire și pentru mine și astăzi când văd atâtea probleme, de la cele medicale, la cele psihologice, la cele chiar și de natură științifică și emoțională, în special relațională. Biblia are răspunsuri. Pentru că dacă vremurile s-au schimbat, omul a rămas același. Același probleme le avem și noi, dragi tineri, cum erau și acum 1000 de ani și acum 2000 de ani. Și Biblia are multe răspunsuri pentru noi. Și acum din Biblie învățăm din două feluri de învățăminte. Este o învățătură acolo teologică, în care învățăm despre Sfânta Treime, multă dogmatică și așa mai departe. Dar este altă învățătură, și aici aș vrea să punctez pentru voi astăzi, învățătură din eșecurile, falimentele și succesele altora. E așa mare lucru să nu calci pe același gropi, să nu faci același greșeli care le-au făcut alții. Poate din familia ta, poate din istoria țării noastre, poate din istoria altora. Și Biblia ne oferă astfel de lecții. Sunt lucruri cutremurătoare câteodată. Dacă stai un pic să le analizezi, dai seama că poți să fii mai inteligent. Poți să fii mai înțelept. Poți să ai o viață mai împlinită și mai fericită. Și înainte de a privi la două întâmplări, la două familii din Sfânta Scriptură, aș vrea să vă întreb câteva lucruri. Ce vei face când nu voi mai fi cu părinții tăi? Atâția tineri vin studenți la Cluj și nu mai tata, nu mai mama, ce fac? Ce vei face tu când de mâine, de poimâine, vei sta mai mult prin oraș, vei sta mai mult cu anturajul tău și nu te mai vede tata și mama? Ce vei face? Care este echilibrul între supra-controlul părinților și sunt unii părinți care încearcă să controleze fiecare detaliu și la ca au 30 de ani copilul. Tot bebelul și consideră. Și care e echilibru cu libertatea totală? În care ai poate părinții te lasă să faci ce vrei tu. Nu-i interesează la ce oră vii, cu cine vorbești, cu cine stai, unde te duci, absolut nimic. Unde e echilibrul ăsta pentru tine? Pentru vârsta la care ești? Ce înseamnă să fii un tânăr credincios când ai un tată
credincios, când ai o mamă credincioasă. Ce înseamnă asta pentru tine? Dar ce înseamnă să fii un tânăr credincios care nu are un tată credincios? Ba, din potrivă, tatăl e un tată risipitor, ca și în pilba, un fiu risipitor. Că poate mama ta nici nu știe de biserică și nu interesează să meargă la biserică. Ce faci când ești un an astfel de tânăr și te străbi tu să fii credincios când familia ta e necredincioasă? Ca fiu, ca fiică credincioasă, cum îți vei influența familia ca să meargă spre iad sau spre rai? Ce influență vei putea așa? Și oare cât de mult depinde de tine? Ca să-ți influențezi frații tăi, să-ți influențezi verișorii tăi, să-ți influențezi chiar și părinții și poate chiar bunicii tăi. Și pe urmă, ce am să faci ca să n-ajungi la o saturație de religie? Nici duminica, nici lunea, ci din potrivă să cauți tot timpul cu pasiune, cu bucurie, cu profunzime pe Dumnezeu. Și acum haideți să privim la Cuvântul lui Dumnezeu. Voi citi despre niște fii, niște băieți, care s-au pierdut de tata. S-au pierdut și de Dumnezeu. Și fiii aceștia doi sunt fiii lui Eli. Tatăl lor era preot. Și haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, de la 1 Samuel, spune așa Cuvântul lui Dumnezeu. Voi citi câteva versete din capitolul 2. La un moment dat, tatăl lor, preot fiind, era bătrân. Și află câteva lucruri despre fiul lui și le spune așa. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci află de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu copiii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. Și mai departe, este un moment în care este un dialog între Samuel, tinerelul care creștea în casa lui preotului Eli, și Dumnezeu. Și spune așa Domnul la Samuel. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile, oricui va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-a spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără legea casei lui Eli nu va fi spășită nici prin jefe, nici prin darul de mâncare. Amin. Știți ce am observat la acest om Eli, la acest tată? Că era un tată într-un fel spiritual. Era un preot duhovnicesc. Și iată câteva exemple prin care se vede că știa să mângâie. Așa mare calitate pentru un bărbat, pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un preot, să știe să mângâie pe oameni. Vede la un moment dat acolo când sluja el la templu că vine o femeie credincioasă și plânge femeia și se vaită acolo și le crede, are impresia că e biată. Și se adresează, bă, ce-i cu tine aici? Ce-i cu starea asta? Nu se cuvine să vii așa în casa lui Dumnezeu. Și ce spune? Eu nu-s biată. Eu plâng. Inima mi-e frântă. De ani de zile mă rog ca Domnul să-mi dea un copil. Și atunci vezi durerea sufletului unui om, a unui tânăr, a unei femei, a unui bărbat. Trebuie să știi cuvinte potrivite să ai pentru el. Și el știe să mângâie și spune așa, du-te în pace și Dumnezeul Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. E o încurajare. Când preotul spune Dumnezeu să te asculte, asta e ca și o încurajare, ca și un puternic imbold să mergi înainte. Și lucrul se întâmplă că femeia aceea care era stearcă fără copii, Dumnezeu o binecuvintează. Și ai face Ana o făgăduință împreună cu soțul ei, Elcana, dacă Dumnezeu ne va da un copil în sfârșit, îl vom închina Domnului. Și după ce îl înțarcă, se duce cu el acolo la casa preotului Eli și își duce copil pe micuțul Samuel. Și omul, preotul Eli, realizează cine este Ana
Și cum i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea și îi spune o prorocie. Vezi? Un om duhovnicesc, un om care cunoaște planurile lui Dumnezeu și spune următorul lucru. Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, la Elcana, la soțul lui Ana, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. S-a gândit Ana să aibă copii? S-a gândit că s-a rugat Domnul. Dar unul s-a gândit. Unul acel. Și Dumnezeu a mai dat 3 băieți și 2 fete. Vedeți? O prorocie a unui om al lui Dumnezeu, unui preot, care se împlinește în viața lui Ana și a lui Elcana. Și până un alt moment atât de sublim, atât de cunoscut de mulți copii, în momentul în care Samuel crește acolo în casa preotului Eli și aude într-o noapte Samuele, Samuel. Și el se trezește, merge la preotul Eli o dată, de două, de trei ori. Preotul Eli spune, băi, nu eu te-am chemat. Dar aici e finețea. Când îți dai seama cine e Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Și Eli și-a dat seama, bă, ăsta e Domnul. Domnul îți strigă pe Samuel. Asta e vocea lui Dumnezeu care îl cheamă pe Samuel. Și ce îi spune? Du-te de te culcă, îi spune la Samuel. La băiețelul de, nu știu, 12, 14, 15 ani. Și dacă vei mai fi chemat, să spui. Și le zice frumos. Îl învață cum să se adreseze divinității lui Dumnezeu. Tatălui Ceresc. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Asta doar câteva exemple să vedem că totuși preotul Eli a încercat și chiar a reușit să fie un om al lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, un faliment teribil se întâmplă în familia lui. Și în special cu copiii lui. Ce am observat în acest pasaj, mama lipsește cu desăvârșire. Nici nu știm. Oare mai trăia? Oare era neimplicată în viața soțului ei, a copiilor ei? Și asta e o tragedie. Sunt multe familii monoparentale astăzi. Mii, zeci de mii. În care mama își crește singură copiii, tata își crește singur copiii. Și totuși să știți că e o mare lipsă sufletească. Văd lucrul acesta la fetițele mele. Dacă nu ar avea tata, de cine s-ar mai alipi ele? Pe cine ar mai pupăci? Pe cine ar mai cere ajutorul? Și totuși, dacă nu-i mama în casa aceea, ce e grea? E creșterea copilului. Dar har, Domnului, mulțumirea lui pentru cine are 2 părinți și știe să-și prețuiască. Și acum, sunt câteva lucruri care le învățăm din această familie, din aceste întâmplări. Că de asta mi-s date, să învățăm din ele. Unul din lucruri. Lecțiile vin prea târziu câteodată. Vedeți? Preotele lui s-au concentrat foarte mult să slujească pe popor. Sunt mulți tați, multe mame, care se străduie să aibă grijă de serviciile lor, de elevii lor, de alți oameni. Și la un moment dat, când află derapajul copiilor lui, spune așa, pentru ce faceți astfel de lucruri? Aflu de la tot poporul. Aflu de la tot poporul. Derapajul, destrăbălarea, păcatele groaznice pe care le făcea copilului. Și asta și m-am întrebat, oare toată culpa e pe umerii tatălui? N-a avut el timp, n-a avut el înțelepciune, n-a avut răbdare, n-a avut un echilibru să se ocupe și de copiii lui, de 2 băieți care a avut. Și m-am gândit, bă, la băieții. Copiii ăștia au avut șansa să stea lângă un tată extraordinar. Am dat câteva exemple numai, care ne spune Scriptura și poate mai sunt și altele. Și au avut șansa să crească în contextul ăsta a credinței. Au văzut și ei, cu siguranță, multe minuni care le-a făcut Dumnezeu. Au auzit și ei multe predici, au auzit multă cântare, slujbe extraordinare. Oameni care au venit în vizită și oameni al lui Dumnezeu, proroci. Tot felul de oameni credincioși. Și a putut să vadă lucrurile acestea. Dar cum a fost inima lor? A fost pentru templu? A fost pentru Dumnezeu? Sau a fost în celălalt capăt de lume? Departe de Dumnezeu? Și m-am gândit, păi, responsabilitatea asta apasă pe umerii tuturor. Și a părinților, dar și a copilor, și a fiilor. Și așa și astăzi. Poate să ne zică mama și tata, zi rugăciun, hai cu la biserică. Chiar în săptămâna asta eram la o întâlnire, la o cină, cu câțiva oameni de afaceri și preoți. Și acolo spunea un tată, am o singură fică de 12 ani. Când eram mică, o duceam la mănăstiri. Era foarte activă, implicată. Acum are 12 ani și nu mai răbdă să stea nici măcar 5 minute la biserică. Când ne întreabă, da, mai stă? Uite cât e ceasul. Hai să plecăm. Până la 12 ani a durat. Și aici vine lucrul care trebuie să învățați voi tinerii
Și noi, părinții, să ne învățăm copiii. Un lucru care l-am menționat și părintele Claudiu la Dej, de curând. Noi trebuie să ne ajutăm copiii să gândească. Noi trebuie să ne ajutăm copiii să ne gândească. Dacă noi, tinerii, percepem biserica ca și o școală, ca o instituție în care trebuie să mergem să învățăm despre Moise, despre Patin, despre Crăciun, despre David, despre Ioan Botezătorul. Și vom vedea că an de an lecția asta se tot repetă. E ca și cum ai sta în clasa a patra și nu mai ajungi niciodată în a cincea. Ca an de an repeți aceleași lecții. Și atunci dacă copiii și tinerii percep biserica ca și o învățătură repetitivă, devine plictisitoare. Nu? E așa este? Păi nu mai știu totul, deja le știu pe toate. După ce să mai mă duc la biserică? După ce să mai merg la adunare? Și atunci, rolul părinților este și a fraților mai mari să-și ajute copiii, frații, să gândească. Pentru că atunci când mergi la biserică, tu nu mergi ca la școală, tu nu mergi la instituție. Tu mergi cu poporul lui Dumnezeu. Să te închini lui Dumnezeu. Să stai în prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă auzi aceeași Sfântă Liturghie repetată de multe ori pe an, nu pentru ca să o vezi pe de rost, ci pentru ca să te întâlnești cu Creatorul tău, cu Dumnezeu tău. Și să stai în prezență cu ceilalți oameni care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și asta e altă percepție. Că atunci nu mai mă plictisesc când merg la adunare, când merg la biserică. Atunci fiii lui Eli trebuie să înțeleagă că inima lor trebuie să înceapă să perceapă dincolo de ceea ce e aparent. Tu mergi să te închini cu poporul lui Dumnezeu. Și asta a fost o uimire pentru mine pe amin la Vasea Domnului. Să văd că nu-i numai unul, doi rătăciți în lumea aceasta care mai cred în Hristos, în Mântuitorul. Și uite, e un popor aici. În locul acesta e un popor. Și noi ne întâlnim să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și uite, avem cântarea așa de frumoasă, care o închinăm lui Dumnezeu. Pe urmă, un lucru care s-a întâmplat în viața acestei familii, tatăl nu a știut să-i câștige autoritatea, dar nici fiii nu și-a știut respecta tatăl. Se întâmplă că tatăl, în ultimul ceas, poate a fost prea târziu, nu le-a zis că le-a trebuit. Și le-a spus, mă, nu mai faceți așa ceva. Uitați-vă ce se întâmplă. Voi greșiți înaintea lui Dumnezeu. Și ce spun copiii? Păi, ai dreptate, tată. Nu spun așa. Nu mai spun așa. Pentru că nu mai au respect față de tata. Nu mai au respect față de mama. Au 18 ani. Ce spun? N-am ascultat de glasul tatălui lor. N-am ascultat. Sau și mă gândesc la, mai zic soție mea victoare. Eu mă aștept la fetele mele la un moment dat să-mi zic că după ce te-am grijit și eu, cât am putut ca tată și le-am iubit. Ești cel mai rău tată. Ești cel mai demodat tată la un moment dat. Mă aștept și asta să-mi zic la un moment dat. Eu vreau să le cresc în nădejdea că nu vor zice asta niciodată. Că vor gândi și vor înțelege că aducându-i la adunarea la biserică, explicându-i, avem răbdare cu el. Fetița mea mă întreabă acum, tati, cum îl cheamă pe al treilea fiu al lui Set? Lud? Lud? Eu nu mai știu. Am trebuit să mă apuc și eu să mă citesc Scriptura acum, în ultima mea. În fiecare zi ne dă teste de cultură biblică. Dar dacă eu nu îmi fac răbdare să explic acum, când ea interesată, poi mâine, când voi zice, acum am timp, ea nu mai va fi interesată. Și nu ar vrea să înțeleagă. Este un timp acum pentru tine, ei sunt de generația tânără, acum să formați caracterul vostru, să formați cultura voastră biblică, să fiți niște oameni care îs nu coală, ci cap în societate, cap în școală. Asta pentru că aveți niște valori creștine, pentru că aveți un Dumnezeu în care credeți că e viu, un Dumnezeu care acționează și astăzi la nivel mondial și universal și care nu stă departe de noi, ci în prezența Lui se arată în biserică, la fiecare pârghie se arată la adunare, atunci când se întâlnesc doi sau trei. Și voi când mă întâlniți într-un cămin, când mă întâlniți într-o casă și vă rugați un Dumnezeu doi sau trei, El un Dumnezeu viu care e și acolo prezent. Cum e și aici. Ăsta e Dumnezeul la care noi ne adresăm. Nu un Dumnezeu care undeva lăsat departe prin Sfinte Icoane și închis în biserică. Un Dumnezeu care e viu. Un Dumnezeu cu care trebuie să înveți să trăiești, să-ți dorești, să-L dorești în viața ta. Păi este un lucru care nu am știut la 15 ani, la 18 ani, de abia până la 20-21 de ani. Când m-am hotărât eu în inima mea, acum nimic din lumea asta nu mă poate minte cum poate Dumnezeu. Și se mai întâmplă atunci când
Când părinții tăi poate nu sunt model pentru tine, poate chiar fiind părinți credincioși, poate fiind chiar o mamă credincioasă în tată, totuși tu stai acasă, vezi și le vezi slăbiciunile lor. Și nu ajungi să fii un model pentru tine, de care să te inspire și de care s-a spus. Poate tatăl tău și mama ta, poate unii sunt alcoolici. Poate n-au nicio relație cu Dumnezeu. Și atunci, cu atât mai mult, cu atât mai mult, tu care începi să-L cauți pe Dumnezeu, tu care te interesează viața veșnică, te interesează destinul tău, ce rol ai în lumea aceasta, de ce te-ai născut, pentru ce existi, că nu ești la întâmplare, Dumnezeu are un scop cu tine, Dumnezeu are un plan cu tine, ca tu să faci ceva în lumea aceasta, ceva semnificativ. Și atunci, e foarte greu, dar e posibil să te liberezi de bagajul acesta emoțional, moștenit la părinții tăi. De multe ori copiii noștri fac ceea ce ne văd că facem. Dacă te văd pe tine, tată, că furi, ei vor fura. Fetița mea cea mică copiază 99% pe fetița mai mare. Așa e, părinte Claudiu, se copiază copiii. Și până cei mari ne copiază pe noi. Dar este o bună copiere când iei lucrurile bune. Dar este și o copiere negativă când iei lucrurile negative. Și atunci, ceea ce s-a întâmplat este că copiii lui Eli l-au copiat în cele rele pe tatăl lor. Spune Dumnezeu cu durerele, îi spune la el, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu. Adică și tata a călcat stâmpul și copiii l-au copiat. Dar este un har și este o putere și este o voință, depinde de noi. Să nu-l copiez pe tata. Dar dacă tatăl meu e un alcoolic, și o spun cu durere lucrul acesta, eu nu sunt fiu ca tata. Dacă sunt lucruri care astăzi te marchează și care le-ai luat din bagajul emoțional al familiei din care vii, încearcă să te liberezi de ele. Și asta poți face atunci când ești într-o relație cu Dumnezeu. Când Hristos pătrează pentru tine și numărul unu în viața ta. Cel mai important lucru este pentru noi tinerii să înțelegem că noi suntem chemați în lumea asta în care trăim să fim chipul lui Hristos, să avem bunătatea Lui, blândețea Lui, păstrează lucruri rele, păstrează lucruri care poate nici nu ne atrag. Păi mie îmi place să fiu eu însumi, să fac lucruri care vreau eu, nu? Să-L am pe Hristos ca model. Urmă, mă apropie de încheiere și zic următorul lucru. Se întâmplă că copiii sunt de multe ori divinizați de părinții lor. Astăzi, mai mult ca oricând, părinții le dau la copiilor aproape tot ce vor. Ca să le închidă gura, ca să le răsfețe. Păi eu n-am avut, lasă măcar copiii mei să aibă. Și copiii, fără să vrea, ajung să fie crescuți într-un mod greșit. Pentru că în societate nu vor mai avea ocrotirea, protecția părinților. Și se vor trezi la o realitate dură la care ei nu știu să facă față. Spunea Dumnezeu, iarăși cu durere, la preotul Eli, tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Sunt părinți care duminică dimineața își lasă copiii să doarmă, că și așa s-o trebuie să meargă la școală, la liceu, la facultate, și trebuie să doarmă, s-o obosit, s-o stat sâmbătă noaptea până târziu pe calculator, pe Messenger sau pe Facebook sau pe ce stat. Și stau duminică dimineața și, până, cum zicea și Ionuț, nu mai merg la adunare, că au teză, au sesiune, și aia e mai important. Alea 2 ore, 4 ore, duminica, vorbeți cel mai mult. Și am văzut asta printre mulți credincioși, tineri. Și am zis, eu care am venit din lume pentru mine, am zis, bă, duminica e a Domnului. Eu nu fac altceva. Și lucrurile acestea, când îți permise în viața unui tânăr, și le permite și tânărul, la momentul în care el alege, are posibilitatea și maturitatea să aleagă, el personal. Atunci lucrurile astea și ce îți transmit copiilor, îți transmit ție, pe Dumnezeu mai poate fi pus și pe plan secundar. Relația mea cu el mai poate fi și pusă pe plan terțial. Și asta se va întâmpla numai cu munca. Se va întâmpla de fiecare dată când vine compromisul. Și acum, ceea ce aș vrea să arăt, chiar dacă sunt familii care eșuiază, și poate am cunoscut și în jurul nostru, în anii aceștia, atâția părinți credincioși care și-au pierdut copiii în lume și acum trebuie să-i caute Dumnezeu și să-i aducă înapoi la El. Totuși sunt familii frumoase care reușesc să crească și să
să iasă din contextul acesta negativ. Și una din familie este familia unui tată care a ieșit și cu soția și cu cei 3+3 copii să îi aducă la Dumnezeu. Și acesta este Noe. Și el a reușit să-și crească copiii și copiii au reușit și după aia, când au ajuns matur, să le aleagă credința tatălui lor. E așa de frumos când vezi o familie. Am cunoscut familii cu 10 copii în noastră Domnului și toți 10 copii credincioși. Și alte familii au 1-2 copii și și-a pierdut în urmă. Și m-am întrebat, care e secretul? Cum reușesc unii 10 copii să țină lângă Domnul? 10 copii să rămână credincioși, oameni serioși, oameni profunzi, oameni educați, oameni care au acum familii sănătoase și credincioase. Și ăsta e un exemplu, Noe. El a reușit pe cei 3 copii a lui, 3 băieți, nu e ușor cu 3 băieți. Nu e ușor nici cu 3 fete. Dar cu 3 băieți a reușit să-i țină aproape de Dumnezeu. Și când a venit momentul, n-a rămas el cu soția lui și cu animalele în corabie, ci a fost și cu copiii lui. Și ba mai mult, a reușit și cu nurorile lui. 3 fete pe care nu el le-a crescut. Nu le-a spus de mici să zică îngerașul și tatăl nostru. Și le-a crescut. După aia, de ele au văzut ceva semnificativ, ceva unic în viața lui Noe și a băieților lui. Și au reușit să se salveze. Acum, depinde de noi. De noi, tinerii, cum ne raportăm față de părinții noștri, față de credință. Și depinde de noi cum ne vom urma familie. Dacă vor fi familii care vor urma calea lui Noe și a familiei lui, sau calea lui Eli, care va duce la multe probleme. Slăviți să fie Domnul, salutatul și Iisus.